Bun regăsit, domnilor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Mozaic Etnic, la un nou subiect de discuție și, bineînțeles, la o nouă echipă, dacă nu. Astăzi, sâmbătă, încheiem o săptămână în care au avut loc mai multe manifestări legate de Ziua Internațională a Romilor, care se sărbătorește pe 8 aprilie în toate comunitățile de romi din statele în care aceștia își află existența, în state de tutelă. Am invitat și noi astăzi la Mozaic Etnic, în studio, reprezentanții ai comunităților romilor din județul Constanța pentru a discuta despre ziua aceasta deosebită pentru comunitate, despre tradiții, despre obiceiuri, despre prioritățile de ordin social, cultural și, bineînțeles, educațional și, bineînțeles, despre provocările viitorului. Pentru a putea afla mai multe detalii, astăzi am invitat un număr de 4 reprezentanți ai comunităților de romi. 2 dintre reprezentanți vor fi acum în prima parte prezenți, 2 în partea a doua. Să începem cu reprezentanții comunităților rome din prima parte și anume doamna Leontina Sacolic. Doamna este mediator școlar și în același timp consilier local în cadrul administrației din Cuza Vodă și Gămălie Ștefan Adrian, expert pe problemele de rom din cadrul Prefecturii Județului Constanța. O să discutăm cu invitații mei din prima parte despre însemnătatea zilei de 8 aprilie, despre provocările viitorului, despre realitățile concrete, despre problemele pe care le au și, de ce nu, despre părțile bune pe care această etnie le conservă și, de ce nu, le trăiește. Bună ziua, Leontina! Bună ziua, Adrian! Mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră și ați venit aici la emisiune să discutăm despre multe particularități. Ce înseamnă 8 aprilie pentru romii? 8 aprilie are o însemnătate, cred că cea mai încărcată, să spunem, sau cea mai mare. Și să o prezentăm, ce însemnătate, de unde vine această zi de 8 aprilie, care ar fi evenimentul? Pe data de 8 aprilie, în anul 1971, a avut loc la Londra, pentru prima oară, un congres mondial. La Londra, da? La Londra a avut loc, un congres mondial al organizațiilor de romi. Acolo au fost reprezentați din 14 țări și a fost pentru prima oară în istorie când ei s-au întâlnit și au expus problemele pe care aceștia le întâlnesc în comunitățile de unde provin și au încercat să identifice noi soluții și practic au pus bazele noilor politici publice pentru romi pe care fiecare stat și guvern încearcă să le implementeze. S-a stabilit atunci ziua de 8 aprilie, adică acea zi de întâlnire a comunităților. La acel congres s-a stabilit ca aceasta să fie Ziua Internațională a Romilor, de asemenea s-a adoptat și drapelul etniei rome, să-i spunem, având 3 simboluri. Hai să le definim, să le în primul prezentăm și primul este vorba despre roată, da, cerul albastru și pajiștea verde, fiecare având o semnificație, o simbolistică foarte puternică în tradiția nomadă, să spunem, originală a etniei rome. Roata vine de la această peregrinare permanentă a romilor, da, în toată lumea? Da, vine de la, reprezintă nomadismul. Așa. Verdele. Caracteristică. Verdele înseamnă pajiștea pe care aceștia acasă au lăsat-o romii. Și cerul albastru, faptul, cum este și bine știut, această Vertate. Caracteristică romantică care a fost exploatată mai ales de industria filmului, cum că romii nu au deasupra capului decât cerul și că nu au decât în fața. Am înțeles. Și se prezintă subiectul chiar și acum în cinematografia contemporană, în aproape toate culturile cinematografice, inclusiv că vorbim de Hollywood sau de Bollywood sau de cultura cinematografică europeană, subiectele filmelor în care există, să spunem așa, prezentate particularitățile romilor, definesc acest tip de nomadism. Din nefericire, problema aceasta încă există și probabil este nevoie de alte noi congrese și poate de o anvergură mult mai mare. Toate organizațiile de romi ar trebui să se unească și să împreună să lucreze la noile politici, pentru că cam asta ar fi singura șansă de evoluție a etniei rome. Practic, după, deci vorbim de o dată 1971 totuși, adică suntem în anul 2014. Din nefericire, lucrurile nu au evoluat foarte mult din punct de vedere al politicilor publice pentru romi. Putem spune chiar că unele dintre ele s-au accentuat.
mai ales pe baza noilor tensiuni sociale. Contradicții, refer, adică problemele care apar între comunitatea romă și comunitățile majoritare. De majoritari din spațiile în care aceștia trăiesc. Din nefericire, pe baza noilor tensiuni sociale, generate mai ales de criza economică, distanța aceasta sau prăpastia dintre comunitatea, dintre minorități în general și majoritar se adâncește, mai ales în spațiul Europei Centrale și Europa de Est, unde ne aflăm și noi ne situăm. Importanța este și foarte greu de exprimat, îmi cer puțin scuze. Nu e problemă. Pentru că cu toată lumea lucrează la strategii. Avem inclusiv noi în România, avem o strategie de, a Guvernului României de îmbunătățire a cetățenilor români aparținând de inclusiune, de inclusiune socială. Ce din guvern? Țări, spre exemplu, ca și Slovacia, Ungaria, cu toate au așa ceva, dar din nefericire... Dar totuși guvernele României după 1989 au alocat fonduri destul de consistente și au derulat în calitate de ordonator, să spunem, intern de credite ca reprezentare, să spunem, politică, guvernele, fie că este de stânga, fie că e guvern de dreapta, au alocat în spațiul acesta al minorităților și special al minorităților de rom, tocmai pentru această cauză, acest deziderat de a-i educa, de a-i a putea merge la școală, de a-l oferi loc de muncă. Rezultatele acestei strategii reprezintă întocmai introducerea în codul muncii acestei meserii, cea de mediator școlar. Sigur, foarte pe care o practicați și dumneavoastră. Exact, este unul dintre rezultatele. Să continuăm, Adi, și după aceea revenim la tine, Leontina. Deși toate guvernele de după anul 1989 au alocat fonduri, acum mai este o problemă și unde ajung acele fonduri. Am înțeles. Nu vorbim de partea întunecată, să spunem, ci pur și simplu de practica de necesități acestor programe. Pentru că, spre exemplu, colega mea ocupă postul de mediator școlar, dar din nefericire noi în județul Constanța nu avem un număr foarte mare de mediatori școlari. Și aș vrea la mediatorii școlari specifici mediatorii școlari rome. Sunt, da. Această funcție, această meserie se adresează, în primul rând, este punctea de legătură între comunitatea de rom și sistemul educațional din localitatea respectivă. Avem localități cum ar fi Cernavodă, unde ponderea cetățenilor rom este foarte mare, în care nu avem și nici câteva mediator sate școlar, nici mediator sanitar. Am înțeles. O să vorbim și de acest aspect. Deci avem comunități de asemenea cu pondere mare de romi, unde în primării nu avem angajat pe postul de expert local pentru romi. Deși sunt niște funcții prevăzute prin strategia Guvernului României de îmbunătățire a situației cetățenilor români de etnie romă, în practică ele nu prea sunt puse. Am înțeles. Pentru că programul... Nu există în teritoriu logistica sau ce anume? Ce nu există? Nu există resursa umană. Resursa umană, am înțeles. Adică trebuie să aveți dumneavoastră reprezentanți care să preia aceste funcții publice. Până la urmă, mediatorul școlar e și o profesie, dar și o funcție publică, aceea de a putea fi interfața între sistemul educațional, cum spunea, sau sistemul sanitar, dacă vorbim de mediatorii sanitari, sau sistemul acesta educațional, social, până la urmă, de integrare. Leontina, știu că ești mediator școlar și în același timp ești și consilier în cadrul administrației locale din Cuza Vodă, un sat, o comună, de fapt, cu o preponderentă populației romă. Ce înseamnă o profesie, ce înseamnă cealaltă profesie? Adică, de fapt, cealaltă este doar o demnitate pe care o deții pentru un mandat de 4 ani ales. Cu ce probleme vă confruntați? Pornind de la statutul mediatorului școlar, în cei câțiva ani de experiență, respectiv 4, am dedus eu că nu poți să ai rezultatele pe care tu ți le dorești să le ai în comunitate decât dacă faci parte dintr-un anumit circuit. Și eu am știut că, integrându-mă în circuitul acesta administrativ, căile mele de acces, interesul meu comunitar, pentru că eu nu reprezint altceva acolo, nu poate fi decât unul benefic. Și așa am ajuns eu să mă lupt, să fiu printre acei 13 colegii ai mei, cei care întrunim Consiliul Local din Cuza Vodă. Ca și mediator școlar, legat de ceea ce spunea colegul meu în privința orașului Cernavodă, sunt mai multe aspecte pentru care, de care trebuie să țină cont funcționarea acestui mediator școlar. Bineînțeles că sesizarea, în primul rând, poate veni din partea instituției de învățământ. Ea este cea care solicită acest post.
În momentul în care comunitatea este clar că are o însemnătate mai mare de o anume minoritate, este clar în cazul nostru rom, acolo necesită funcționarea un asemenea post. În primul rând, ușurează munca conducerii, cea de management a unității respective. Sigur că da, deci un domn director statornic știe și știe că având un mediator școlar în școală, nu poate decât să ajute. Să îmbunătățească, de fapt, sigur că da, procesul acesta de integrare. Să îmbunătățească procesul de chiar de învățare. Și apoi, profesia de mediator școlar e într-adevăr, e standardizată, dar fiecare în funcție de om însuflețește. Da, și o percepe sigur altfel. Sigur că da. O percepe altfel. Sigur omul simțește da. Locul până la urmă. Sigur că da. Eu pot să spun că mă bucur printre acei colegi ai mei și la nivel de țară și din județul Constanța, unde am avut lejeritatea da, din partea frumos. Conducerii, da, de a îmi pune în practică ideile și de a personifica această meserie și îmi place să cred că într-adevăr am avut și avem rezultate bune și foarte important ca un mediator școlar să fie eficient pentru, și pentru dezvoltarea lui personală. De ce nu? Pentru că este vorba și despre așa ceva, ține de mediul în care își desfășoară activitatea, inclusiv cel de la muncă, dar mai ales cel din comunitate. Dacă mediatorul școlar, primul indiciu, nu este dorit de comunitate, nu vor fi nici rezultatele și am nu înțeles. Se vor diminua conflictele, ca să spunem așa. Comunitatea are mare încredere în sigur mediator da. Și de fapt este primul om sigur cu care că discută da. Primul ca o interfață. Da, da. Primul indiciu de care ar trebui să țină cont un director sau un ONG, că de asemenea și un ONG poate veni în sprijinirea funcționarea mediatorului școlar, trebuie să țină cont că acesta să provină din comunitate, să fie cunoscut și recunoscut în sânul comunității. Ideal să provină chiar de acolo cu rădăcini, pentru că, în primul rând, acesta este temeiul, ca el să cunoască comunitatea, să găsească soluții optime pentru rezolvarea conflictelor și îmbunătățirea calității învățământului, că și despre asta vorbim, și sigur a frecvenței da. Și reducerea abandonului. Și a integrării sociale. Sigur că și da. Integrării sociale. Sigur că da. Să înțeleg că sunteți născută în Cuza Vodă, sigur. Proveniți dintr-o comunitate de rom și ați dorit, de fapt, dumneavoastră ați dorit ca să fiți mediator, v-ați dedicat, să spunem așa, acestei cauze. Circumstanțele prin care, da, prin care eu am ajuns să profesez această meserie, am știut visul meu cel mai mare a fost acela de a lucra în cadrul învățământului. Nu am de reușit. De a fi cadru didactic. Da, de a fi. Undeva am zis, nu știam în ce posturi anume, într-adevăr mi-am dorit, acesta a fost visul meu, dar a fost foarte bine, a fost răspunsul rugilor mele, dacă pot spune așa, și în momentul în care s-a întâmplat lucrul acesta, am simțit că mă reprezintă. Eu cred că sunt dependentă de comunicare și de relaționare cu oamenii. Eu iubesc oamenii și apoi nu am cum. Nu ai cum să nu fii în contact direct cu ei, pentru că alminteri te pierzi tu ca om. Sigur că da. Da. Și de ce la Cernavodă, Adrian, nu aveți un mediator școlar? S-au făcut demersuri, s-au purtat discuții. Totuși, un oraș mare, dacă Cuza Vodă, o comună restrânsă, mai micuță, adică nu putem să punem pe același piept de egalitate, da? Totuși, Cernavodă e un oraș și în toată regula nu găsim... Și e o comunitate importantă de romi acolo. S-au purtat discuții. Și comunitatea de romi educată, pentru că sunt, eu știu, tineri romi care au fost la universitate, au făcut diferite specializări și au absolvit, au luat diplome de licență. S-au purtat discuții cu domnul primar al municipiului Cernavodă, s-au purtat discuții de asemenea la nivelul inspectoratului școlar județean. Sperăm, poate, începând cu luna septembrie acestui an, să se normeze acest post, dar avem o altă problemă, spre exemplu, la Cernavodă, după discuțiile avute împreună cu domnul președinte al Partidei Romilor, organizația județeană, și cu domnul primar al municipiului Cernavodă. Municipiul Cernavodă a făcut o cerere pentru înființarea postului de mediator sanitar. Au trimis acea cerere către Direcția de Sănătate Publică Județeană Constanța, care instituția la rândul ei a trimis-o către Ministerul Sănătății, dar din nefericire nu s-a primit un răspuns pozitiv, doar ce orașul Cernavodă are conform recensământului doar 300 de locuitori de cetățeni de etnie romă. De etnie romă.
Care... Dar în realitate sunt mai mulți, nu? În realitate ei sunt mult mai mulți. Trebuie să înțeleg... Dar de ce? S-au declarat români, să înțeleg, nu? Au nume românești? Nu, că nu s-au declarat români. Dacă îmi permiteți, numai o secundă, domn profesor. Te rog, te rog. Romii se spune că sunt împărțiți în două tabere mari, să-i spune, sau în două categorii mari. Una ar fi? Una ar fi cei care au locuit pe timpuri în sălașurile meșteșugărești. Așa. Și care s-au aculturizat, asimilat, da, foarte repede populației majoritare. Și se declară români? Și se, nu că se declară români, ei își recunosc că originea lor este de origine romă, dar nu vor să fie... Nu vor să fie asemănați practic cu celelalte exemple negative care sunt pregătate, sunt prezentate pe canalele media, care provin de obicei din comunitatea tradițională, să spunem, cei care își păstrează încă portul, tradiția și obiceiurile, și mulți nu vor să fie asemănați cu aceea. Pentru că, din nefericire, avem pe canalele media ne sunt prezentate doar cei foarte sărmani, da, foarte amărâți, da, și cei care au palate, și în schimb clasa de mijloc, care este cea mai numeroasă, da, așa este, cum sunt și majoritatea locuitorilor din localitatea sau nu e prezentată pe media. Nu ne este prezentată. De exemplu, în localitatea Cernavodă avem atât rom rudar cât și rom tradițional. Eu nu am văzut până acum niciun canal de știri sau vreun ziar să facă vreun reportaj despre romii rudari din Cernavodă. Suntem noi. În schimb, peste tot vedem săptămânal tot felul de articole despre romii tradiționali de acolo. Da. Și normal că cei din Cuza Vodă, romii rudari, vor să fie puțin diferențiați de ceilalți. Să se delimiteze cumva. Se delimiteze. Din nefericire nu știm cum putem repara aceste date care sunt datele oficiale pe care vom lucra. Tot prin informare. Probabil să mai faceți câteva... Probabil o să mai fie nevoie de un alt recensământ. Sigur. Această problemă. Și să fie făcut de romi, adică de către recenzori romi care cunosc bine problemele, că una este să vină cineva care este, nu știu, sociolog sau recenzor, să spunem român sau, nu știu, tatar sau turc, care nu cunoaște problema romilor, și alta este să vină un mediator sau să vină unul din comunitate care știe carte și care are capacitatea de a putea face această recenzare și să știe că unii sunt rudari, alții sunt căldărari. Mulți dintre ei au ezitat în a-și declara etnia pentru că poate pur și simplu nu au înțeles care este scopul recensământului. Sigur. Mulți s-au temut că va apărea pe cartea de identitate etnia lor, spre exemplu, pentru că totuși este o etnie foarte stigmatizată, trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Aici e o mare problemă, e din păcate spun, foarte mulți romi au contribuit la evoluția României. Evoluția țării, ținând mai ales de meșteșugar, dacă sigur, vorbim. Sigur, nu numai asta, și în profesiile pe care le-au făcut și în comunitățile în care au activat. Spre exemplu, uite, o servitoare de origine romă l-a salvat pe Constantin Brâncoveanu, l-a ascuns, l-a pus pe propriul copil în sălașul în care stătea Constantin Brâncoveanu, copil fiind, și când au venit turcii și l-au mazlit pe tatăl lui, el a scăpat. I-au ucis copilul acelei femei servitoare. Totuși, vedem un act, doar un singur act, plus mulți alți aparținători, femei și bărbați ai comunităților de romi, care au făcut multe, inclusiv romi care au luptat pe front, cu arma mână pentru statul român. Aș mai vrea să spun că tot deschisem subiectul educației. Oamenii trebuie să înțeleagă, am auzit foarte mulți oameni zicând, da, de ce este nevoie de locuri speciale pentru tinerii de etnie romă, spre exemplu. Oamenii trebuie să înțeleagă că de-abia la anul 1782, în Transilvania, și vorbim doar de Transilvania și nu de principatele române, de-abia în acel moment regele Ungariei a dat o lege prin care romii aveau dreptul să fie școlarizați doar pentru a putea participa la slujba religioasă, am spre înțeles. Exemplu. În România lucrurile au venit mult mai târziu. Și dacă tot vorbeam de strategie și de acte normative care s-au dat pentru și de tot felul de programe create pentru ca această etnie să evolueze, îmi permite să punctez, spre exemplu, la anul 1834, pentru prima oară, domnitorul Alexandru Ioan Ghica a eliberat toți sclavii, toți robii din țara românească. După care avem nevoie din nou în anul 1844 și 1847 ca bisericile Moldovei și Valahiei să-și elibereze romii. Se dezrobească. În 1856 avem practic, da, așa cum este cunoscută ea, dezrobirea, când sclavia este abolită în principatele române. Dar totuși, la anul 1864, Alexandru Ioan Cuza este nevoit să recunoască public încă o dată libertățile etniei rome. Deci, deși practic legal, ei erau liberi de 30 de ani, după 30 de ani Alexandru Ioan Cuza a trebuit să reamintească, înseamnă că încă robia exista, deși legal și
în actele normative. Dacă dăm timpul înainte cu mult mai pe repede, adică prin 2014, nu putem să nu recunoaștem că încă există fenomene de segregare, încă există separatism, încă există conceptul de acesta al prejudecăților. Am înțeles. Și se vede asta în societate. Deci știm despre, indiferent de ce sistem vorbim, că este educațional, că este cel de sănătate, sigur că da. Ele persistă. Se și vede în spațiul public. Luăm o scurtă pauză și revenim. Domnilor, domnilor, revenim la Mozaic Etnic în câteva minute. Am revenit, doamnelor, domnilor, suntem în partea a doua a emisiunii Mozaic Etnic. Ceilalți doi invitații ai mei sunt Petrică Dumitru, președintele Organizației Județene a Partidului Romilor, a județului Constanța, evident, și Cojocaru Vasile, secretar general în cadrul aceleiași organizații județene a Partidului Romilor. Domnilor, ne vor vorbi și despre ziua de 8 martie, dar și despre problemele, provocările pe care comunitatea de rom din județul Constanța le are. Bună ziua, domnule Dumitru, bună ziua, domnule Cojocaru. Mulțumesc foarte mult că ați reușit să ajungeți la emisiune. Și vă mulțumim de invitație. Să comunicăm direct cu liderii, să zic așa. Cum s-a desfășurat ziua de 8 aprilie și care au fost manifestările, domnule Dumitru? Ziua de 8 aprilie s-a desfășurat prin muzică, dans, voie bună, dar sperăm să fie ultima zi de 8 aprilie de la așa nivel. La anul sperăm să aniversăm altfel. Cum? Cum ați vrea să aniversați? Vreau să aniversăm prin schimb de experiențe cu alte țări, cum ar fi Spania. Să invităm din Spania, din Germania, din alte țări care sunt romii în toate țările europene, în da, toate țările s-au integrat și să avem niște schimburi de experiență. Și niște exemple, să înțeleg. Și, vă dați seama că sunt exemple negative, pozitive. Unde ei s-au integrat și ar fi bine să le urmăm și noi pașilor. Categoric. Credeți că au reușit romii în Spania și în Germania să se integreze mai bine decât cei din România sau din Bulgaria? Sau din Ucraina? Sau din Cu siguranță. Rusia? De ce? Sunt alte tipuri de societăți sau care ar fi? Dânșilor s-au facilitat mai multe, au avut mai multe facilități. Mai multe politici sociale, vă referiți? Da. Și resurse bugetare pe care statele respective le-au alocat pentru romi. Da, au avut mai, cu siguranță mai multe surse bugetare, dar și noi cât de curând am vrea să le luăm, să le urmăm pașii. Și să urmați din experiența lor. Vreau să vedem o scurtă știre, o scurt material despre ziua dumneavoastră sărbătorită undeva la un local în Constanța și revenim cu discuția după aceea, domnule Cojocaru, să vă rog dumneavoastră să interveniți. Romii prezenți au avut ocazia să cunoască semnificația zilei lor internaționale. Cu această ocazie a rulat și un film motivațional și le-au fost explicate simbolurile minorității, limba, drapelul și imnul. La Congresul Internațional al Romilor, primul astfel de congres, la Londra, au fost adoptate simbolurile romilor. Unul dintre ele este steagul romilor pe care îl vedeți proiectat aici. Partea de jos, cea verde, reprezintă pământul, partea de sus, albastră, cerul. Iar roata este simbolul indienilor, veți găsi și pe steagul Indiei, reprezintă chakra sau roata sorții, în realitate are 16 spițe, reprezentând nomandismul, călătoriile romilor, da? Faptul că ei nu au o țară. Ei provin din podișul Punjab al Indiei. La această manifestare am invitat romii din comunitatea Cumpăna, cadre didactice, reprezentanți ai ONG-urilor. Activitatea constă în vizionarea unui film motivațional și anume ce vrei să te faci când vei fi mare și dezbatere publică interactivă în care romii noștri vor spune care este semnificația cuvântului rom. Romii au fost fericiți că s-a organizat un eveniment în care minoritatea a fost în prim plan. De ziua lor s-au simțit speciali și au ajuns la concluzia că educația este foarte importantă. Ceva bine! Cum se pare activitatea de astăzi? Foarte bine! E clar că în foarte bine! Ai mai participat la astfel de eveniment? Da. Ce s-a discutat? De la școală, dacă mi-am dat fata la școală, dacă mai dau și băiatul la școală și eu am zis da, că dau. Importantă educația pentru... Da, da. Importantă și normal că e importantă, că e copil. Te simți mai special așa de ziua internațională? Da. Ziua Internațională a Romilor a fost sărbătorită pentru prima dată la 8 aprilie 1971, atunci când la Congresul Uniunii Internaționale a Romilor s-a luat decizia adoptării limbii oficiale și a drapelului. De atunci este sărbătorită în fiecare an, inclusiv în România, unde există o comunitate numeroasă.
Am revenit în studio. Domnule Vasile Cojocaru, dumneavoastră sunteți acum secretar general al Organizației Județene a Partidului Romilor, dar în același timp sunteți consilier local în Consiliul Local de la Cuza Vodă și ați fost și viceprimar într-o legislatură anterioară, într-un mandat anterior, între 2008-2012. 2004-2008. 2004-2008. Am reținut eu, iertați-mă, am reținut eu greșit. Care sunt, de fapt, provocările, care sunt problemele și ce faceți dumneavoastră, de fapt, pentru a, în calitate de consilier, de secretar general și, iată, mai devreme ceva timp, de viceprimar, pentru a reuși această mediere sanitară, mediere educațională, mediere instituțională, locală, comunitatea majoritară de acolo? E bine totuși să plecăm de la educație. Ce înseamnă pentru romi educația? Tocmai că contează foarte mult. Un mediator sanitar contează foarte mult să-l am în localitatea respectivă și să-mi informeze femeia însărcinată cât e de important să meargă la medic atunci sau ori de câte ori este nevoie. Nu putem să facem altceva decât să prevenim în cazul în care are o problemă. Am înțeles. De sănătate, de ceva de gen. Deci cam de sănătate, să meargă la medic să prevină din timp. După aceea, copilul la naștere va avea un produs bun, zdravă, sănătos. Apoi avem mediatorul sanitar care vine de la grădiniță și îl ia și îl duce mai departe până chiar și când termină studiile superioare. Apoi avem expertul local, care ori de câte ori e nevoie de o intervenție într-o instituție, ușile sunt deschise sub o altă formă și cea bună, cea pozitivă. Când merg într-o instituție, merg cu inima deschisă că am un rezultat pozitiv. Situația deja psihic se schimbă. Și deja putem să spunem că mergem cu rezultate pozitive. Deci dacă avem cei trei pași, cele trei porți deschise, cele care le-am amintit, situația se va schimba. Și unul dintre exemple pot să-l dau, ați amintit mai devreme, perioada 2004-2008, cât am fost viceprimar la Cuza Vodă, am mediator școlar, am mediator sanitar și consilier local, mult mai puternici față de expert local și rezultatele se și văd. Anterior am avut mediatorul sanitar, școlar, care am niște rezultate fantastic de bune. Faptul că am fost în primărie 4 ani viceprimar, faptul că am avut lângă mine 4 consilieri, am avut un rezultat destul de bun. 4 consilieri de la Partida Romilor ați avut? Da. 40 de locuințe au fost racordate la rețeaua electrică. Stăm și ne gândim noi, acei copii, ce condiții au atunci când intră în casă și mi-aprinde becul. Nu-mi învață la lampă, nu-mi învață la opaiți, la lumânare. Sigur, deja mentalitatea, sunt mai mari. Mentalitatea acelui copil e schimbată total. Stau și îmi pun întrebarea, ce se întâmplă acolo unde nu am un om de bază în comunitate, în natura administrație, n-am un mediator școlar, n-am un mediator sanitar și vă dau exemplu, Mircea Vodă, n-am expert în primărie, n-am mediator școlar, n-am mediator sanitar. De ce? Ce s-a întâmplat la Mircea Vodă? Relația dintre primărie și comunitate... De ce nu funcționează? Ce s-a întâmplat acolo? Întotdeauna primăria de acolo a spus nu. Am înțeles. Știu că este o importantă comunitate și la satul nou. Face parte din comuna Mircea Vodă, unde reprezintă din vederea administrației locale. Romii din Medgirie au mediator sanitar, mediator școlar? Că sunt și acolo importanți. Avem decât 2 mediatori sanitari, școlar nu. Am înțeles. Deci nu. Deși acolo ar fi trebuit să fie unul de etnie turcă și unul de etnie romă, pentru că rezultatele să fie... Domnule președinte, vreau să vă întreb, Dumitru, vreau să vă întreb de includerea aceasta romilor, a copiilor romi, după absolvirea liceului la universitate. Mai aveți protocol cu universitatea sau cu unele dintre universități? Știu că în cele publice există locuri. Am avut protocol cu Universitatea Ovidius, iar anul acesta o să-l reînnoim. Să vedem noua conducere a universității, încă nu știm cu cine... Trebuie să încheiați protocolul. Cei care se vor alege acum, pe 12 mai, sunt după alegeri? Alegerile făcute la Universitatea Ovidiu, sau avem o discuție cu domnul rector,
universității să reînnoim protocolul. Cum ați colaborat cu cei din universitate? A fost foarte ok. Anul trecut am avut 22 de locuri care ele, copiii de din Romă l-au ocupat pe toate. L-au ocupat pe toate, la diferite facultăți, să înțeleg. Da. Este foarte important ca să meargă la școală copiii să se specializeze, pentru că după aceea se întoarce înapoi această plusvaloare în comunități și atunci cei care se educă la nivel universitar sunt romi care merg la masterat, care merg la doctorat. Chiar facem un apel părinților de să vorbească cu copiii să îi îndemne spre școală, că educația este un pe primul loc. E cea mai teribilă armă împotriva ignoranței și împotriva vieții, să spunem așa, mizere. Domnule Coșocaru, care ar fi provocările de acum încolo ale comunității în care dumneavoastră locuiți și pe care o administrați în calitate de consilier? La nivel, discut la nivel de județul Constanța, împreună cu domnul președinte, ne-am propus ca în fiecare lună experții locali din primărie, liderii din localități, atât mediatorii școlari și sanitari, să punem să parcurgem puțin câțiva pași chiar destul de importanți prin legea 215 și discutăm de legea administrației publice. Contează foarte mult atunci când merge pe stradă liderul și un om după stradă vine cu o problemă. E foarte important ca acel lider să știe să răspundă persoanele respective. Nu va fi ușor, va fi destul de greu, pentru că discutăm de o lege și în momentul când o aplici, când discutăm și de practică, diferă practica cu teoria. Sigur, dar având ceva experiență în spate, cu siguranță rezultatele vor fi pe măsură. Și asta discutăm la nivel de județul Constanța, unde va fi destul de important subiectul respectiv. Este în spațiul acesta instituțional o discuție, bine, nu e o discuție negativă neapărat, o discuție că foarte multe fonduri europene merg spre comunitățile de romi. Ceea ce, din punctul meu de vedere, este foarte bine. De ce? Pentru că mergând foarte multe fonduri în comunitățile de romi care sunt dezavantajate, printre cele mai dezavantajate comunități, că există stereotipii în societățile în care romii trăiesc, inclusiv în cea românească, aceste comunități se vor educa. Spuneam mai devreme domnul Dumitru că face apel la părinți, se trimite pe copii la școală. Copiii educându-se vor avea acces la profesie, vor avea acces la anumite resurse și încet, încet, ei vor vedea prin propria experiență că educându-te, mergând la școală, făcând o profesie, ai acces ca și populația majoritară la toate facilitățile și toate resursele pe care societatea ți le oferă. Atunci, faptul că aceste fonduri merg și sunt consistente este foarte bine, că în 20-30 de ani, multe dintre problemele romilor vor dispărea, se vor rezolva. Vorbeați mai devreme de curent electric, de apă. Aveți perfectă dreptate, dar dacă într-adevăr s-ar puncta, s-ar ajunge acele fonduri acolo unde trebuie, rezultatele vor fi cu siguranță altele. Ce se întâmplă? De ce nu ajung toate fondurile acolo? Care ar fi explicația? Pentru că nu o să dau nume, de exemplu, o anumită organizație, nu de etnie romă, fac niște cursuri, destinate romilor. ONG-uri, mă refer, da? N-au nicio treabă cu una cu alta. Și atunci ce face? Vine la X, din comunitatea respectivă, vreau să-mi fac o echipă pentru că am proiectul respectiv și rezultatul nu e atât de bun. Echipă de romi, vă referiți, nu? Bineînțeles. De cursanți sau posibil cursanți. Și. Pentru că una când face parte în echipa de cursant, să facă parte și unul de etnie romă, și noi, de fapt, să nu facă parte și să zină să apeleze la X, ia de aici 20 de lei, strângem și mie să facem. Dăm pe semnătură și a plecat proiectul mai departe. Rezultatele în spate nu vor fi. Se vorbește foarte mult de ce ați amintit mai devreme, că se alocă fonduri pentru romi. Important e cât ajung acolo. Din păcate, puține acolo dintre ele ajung acolo, așa pe este. Pe o parte, pe de altă parte, sunt condițiile atât de drastice încât nu pot aplica. Foarte multe comunități, așa e. Și atunci ce am de făcut? Într-o formă sau altă trebuie să le ajutați pe acele comunități. Dacă statul român nu vine să îmbunătățească condițiile de absorție a fondurilor și urmărite mai drastic, rezultate nu vom avea. Singura soluție este să modifice condițiile de absorție a fondului și rezultatele vor fi într-adevăr, să ajungă într-adevăr acolo unde e nevoie. Am înțeles. Domnule Dumitru, mai avem 3 minute de emisiune, cred că 2 minute și jumătate, acum că au trecut de când s-a pus în cască. În ultimele 2 minute și jumătate vreau să le transmiteți
celor din comunitatea pe care o administrați și o conduceți în calitate de președinte al Partidei Romilor, ceea ce au de făcut sau la ce anume îi chemați să facă pentru a se îmbunătăți situația lor? Chemăm tinerii de etnie romă cu studii superioare, studii medii, chemăm către Partida Romilor să ni se alăture, să facem o echipă. Eu zic că și acum avem o echipă bună, dar să facem o echipă cât mai și mai bună pentru a ajuta comunitățile de romi. În rest, vreau să le urez la mulți ani pentru 8 aprilie tuturor romilor din județul Constanța. La mulți ani și din partea noastră. Vă mulțumim. Să fie un an belșugat, pentru că începe un an din 8 aprilie, din nou începe alt an. Facem un apel către mass media. Îi rugăm foarte mult să nu mai folosească cuvântul țigan. Da, să știți că și aici o chestie, unii dintre membrii comunităților rome își spun ei înșiși țigani. Eu am prieteni care îmi spun mie, lasă-mă, nu mai spune mie rom. Eu sunt țigan de la tata, de la bunicul meu, dar public se pare că acest tip de apelativ deranjează. Și atunci e mai bine, cum s-a convenit din punct de vedere media, să li se spună rom. Tot îndrumăm copiii către educație, să-i îndrumăm că să știe, să-i spune, da. Spunem romi. Dacă le spunem țigan, copiii sunt puțin da, mai... Da, sigur. E o altă tentă peorativă acestui termen. Etnonim, până la urmă. Nu, dar vine din familie, din sânul familie și spune țigan și în momentul când deja și copilul percepe poate ceva negativ și automat deci apare... De aici contează foarte mult. Și sunt confuzii de interpretare. Aici contează foarte mult acest mesaj cum e transmis. Sigur că da. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați, din păcate, timpul e scurt alocat fiecare emisiuni. Eu sper că ne vom reîntâlni și altă dată cum ne-am mai și întâlnit cu alte ocazii și reprezentanții dumneavoastră sau chiar poate dumneavoastră prezenți aici veți veni să mai discutăm despre problemele și despre provocările pe care le aveți. Încă o dată din partea mea și a colegilor mei de la Litoral TV la mulți ani, noi am fost parteneri cu dumneavoastră și în sens pozitiv. N-am folosit noi niciodată negativ. Noi vă mulțumim și vă urăm sărbători fericite. Mulțumim și noi și Paște fericit pentru foarte mulți dintre romi. Paștele se sărbează pentru că mulți dintre ei sunt creștini. Sunt și de confesiune islamică, dar mulți dintre romi sunt creștini. Sunt ortodoxi. Paștea cu bine și să ne revedem cu bine după sărbători și să colaborăm. Și succes în ce faceți. În politici, felicitări pentru ce ați făcut până acum și poate la anul, dacă vă doriți să aveți un alt fel de sărbare a 8 aprilie, să fie așa cum o doriți dumneavoastră. Domnilor, domnilor, aici a sfârșit emisiunea de astăzi Mozaic Etnic. Au fost reprezentanții comunităților rome din județul Constanța și emisiunea a fost dedicată zilei de 8 aprilie, ziua internațională a romilor, așa cum au spus invitații mei în partea întâi și în partea a doua. Eu sunt Tănache Tușa, eu vă spun toate cele bune, vă invit să rămâneți alături de emisiunile postului televiziunii Litoral TV și ne reîntâlnim doar peste oră la 18:30 și când voi fi din nou gazda dumneavoastră la interviuri regionale. Până atunci vă las în compania Litoral TV. La revedere!